Dar ce-i cu tine, mă, Ghiță, de ești așa supărat? Din cauza lui nevastă mea, Marine, nimic nu îi convine. Uite să îți explic. Dacă stau și eu duminica să mă uit liniștit la un meci de fotbal sau la un film ceva, o ia razna. Că nu ajut la nimic, că sunt un leneș, că nu fac nimic toată ziua. Când ieșim la o cafea, aceeași poveste. De ce te-ai uitat la aia? Îți iau gâtul, fii atent. Nu te mai uita. Ca să nu mai zic că la cumpărături nimic nu-i convine. Nimic din ce pun eu în coș nu este bine. Să-ți spun că în conduce nu ai voie să scoți un sunet, că o deranjezi maxim. Și când se enervează, să te ții, frățioare, nu mai oprești. Femeia asta mă enervează atât de tare încât îmi vine să o omor dacă nu s-ar lăsa cu părnaie. Băi, fraiere, calmează-te, îți dau eu soluția, mă. Sex în fiecare seară timp de 6 luni și moare sigur. Cum? Ești sigur de treaba asta? Mă duc acasă și aplic metoda lui Marin. Sex în fiecare seară timp de 6 luni. Salut, mă, Ghiță, dar ce e cu tine de ești așa palid? Păi am făcut ce mi-ai zis, Marine. Așa, și nevastă-ta cum e? Stă în pat dezbrăcată toată ziua și râde ca proasta. Nu știe că e pe moarte.